Salut lume și bine ați venit la primul episod legat de anime de pe canalul ăsta. Eu sunt și otaku, mă uit la anime de foarte mult timp și na, am zis să împărtășesc asta cu voi. Am zis să fac, nu știu, ca primul episod să fac un review la un anime. Și să fac ăsta ce l-am terminat acum de curând, Cabaneri of the Iron Fortress sau Kotetsu Joi no Cabaneri. Sau, nu știu dacă am zis bine. Ok. În primul rând o să fie spoiler, dacă nu l-ați terminat, puneți pe pauză și uitați-vă. Pentru cei care nu l-au văzut, o să vă explic cum stă treaba. Omenirea e invadată de zombalei, adică iară zombii ăștia sunt peste tot și în filme și în desene și sunt cam prea folosiți. Dar na, ăștia nu zombii din ăia normali. Bine, nu că și zombii ar fi normali. Dar o să vă explic spre deosebire de ăia din filme, ăștia au trei lucruri diferite. Au inima protejată de un înveliș metalic, care nu e ușor de distrus. Unii au învățat să se lupte chiar foarte bine. Explica acolo în anime, dacă ați văzut Mumei, zicea că o să ajung și eu să vă zic. Iar trei alții se pot aduna într-o grămadă mare de mai mulți zombalei de ăștia și se formează unul mai mare și se numește Fum Negru, așa numesc oamenii de acolo. E destul de tare și greu de distrus. Toată acțiunea se întâmplă pe un tren sau mai multe. Faza e că lumea lor e formată din orașe care aveau o grămadă de trenuri și șine de tren, evident, pe care se deplaseze. Deci era plin de ele și ei mergeau cu trenul dintr-un oraș în altul. Cam faza e că toată lumea asta lor erau mai multe orașe, cam și la noi. Acțiunea este conturată în jurul a patru personaje mai importante. Și Ikoma, personajul principal, Mumei, fata de care îi place lui. Aici la Mumei mai mult de zis, ea a fost salvată de unul când era mică și oarecum acum ascultă de ăla, deci practic. Nu cam face tot ce spune ăla, fie că e de acord cu el sau nu. O prințesă și mai unul, pe ăla nu știu cum cheamă nici pe ăsta, nici pe aia, nu m-a interesat și ea. Ăla de care ascultă Mumei se numește Biba și e de căcat, omoară o grămadă de oameni pentru că l-a bătut asu când era mai mic și poartă ură peste 12 ani și bine, l-a și lăsat să moară conjurat de cabani. Deci zombalăii din anime se numesc cabane, iar Mumei și Ikoma sunt cabanerii. Cabanerii sunt aia care au fost mușcați de cabane, dar nu s-au transformat. Nu e așa complicat, dar nu știu eu să explic. Ok. Și Biba ăsta aduce un tren plin cu cabane la tas în oraș și eliberează acolo și cam asta ar fi acțiunea. Ăștia vor să-l oprească și cam pe acolo se întâmplă. Faza e, acum nu știu dacă nu l-ați văzut și vreți să vă apucați, o să ziceți, bă, zombalei, îi un băiat și o fată care să duc să-l bată pe ăla care e rău. Nu e nici ceva nou. Trebuie să faci niște pro și contra să vedem dacă... Care ar fi avantaje, dezavantaje? Păi, pro ar fi, grafica e genială. Dar ținând cont că 2016 nu e o mare surpriză, dar e chiar foarte fain făcut. Se vede tot la detaliu. Contra ar fi același concept uzat cu zombii. E cam vechi faza. Alt pro ar fi, primul episod este cel mai bun. Deci, ai văzut primul episod, primele două minute, parcă, din primul episod, când merg ei cu tren, o să vă fac chiar spoiler, nu știu. Merg ei cu trenul, că așa începe, merge un tren care merge și e plin de cabane pe ei. Și un zombalu bagă mâna, deci, prin trenul ăla era o gaură sau ceva, bagă mâna și o prinde pe una de păr și îi rupe tot păr din cap. Și omul, când vezi faza aia, deja știi că, bă, ăsta o să fie fain. Contra, povestea e cam grăbită, are numai 12 episoade și nu prea au timp. Dacă ați văzut la animele mai lungi, ei mănâncă urechea asta, nu știu ce dracu. Ei, na, să zicem că se bat, după aia mai stau, mai povestesc, mai 4-5 episoade, mai fac altceva. Ăștia nu, acțiunea e cam grăbită, se întâmplă multe lucruri. Ăsta ar fi al contra, de 2-2 până acum. Al treilea lucru ce zic eu că e un contra, mie nu mi-a plăcut. Voi cei care ați văzut știți că nu, la final Mumei nu moare. Deci pentru mine ăsta e un contra, adică nici nu prea mi-a plăcut de ea ca personaj, că a făcut multe lucruri rele și o grămadă de oameni au murit din cauza ei. Nu le-a făcut cu intenție, adică nu știa că o să întâmple asta, dar oricum e rău. A făcut rău. Și cam ar fi trei lucruri contra și două bune.
bun e că e grafica genială și primul episod e și cel mai bun. Asta e, deci genial primul episod, dacă îl vezi pe ăla, îți ajunge. Și na, nu știu, cam 3-2 contra. Mie mi-a plăcut, adică mi-a plăcut, a recomandat la mai multă lume, dar se putea și mai bine, adică era, e loc de îmbunătățit. Dar nu știu ce să zic, cam ăsta cu review-ul ăsta, ce m-am gândit să-l fac acum. Hai să bag ceva și de anime pe canalul ăsta, dacă eu și așa, Sotaku și pasionat de animeuri. Dacă e să meargă și să am un feedback bun de la voi, o să mai fac. Dacă nu, poate tot să mai fac, dar mai puțin și peste mai mult timp. Na, nu știu. Lăsați ceva anime-uri ce ați văzut voi în comentarii și vreți să le comentăm, poate fac despre, nu știu, Hero Academia sau... Ce zic de ăștia noi ce au apărut acum. Că și de ale vechi și de One Piece și Naruto și ăștia și... Poate fac și despre ele, nu știu, dar... Și cam asta ar fi și... Ne audem.